Toate repreparțiile soiei, continuu de contentul de ultima
chiara condivisione. Parlo sempre del nostro malattie, per il potere dei cisme tutto della brutta del fascista, o tantone che tu mi le amonti che hai avuto le tue a tanti sistemi. Slava siete nel nostro, slava siete. Iato non so se non mi sei coprinte, salvo le tue, tutto se offro su me, se ci provinte, ma sei stato su me. Vide che tu c'è solo, so chi, ora mamma, ma sei grave. Slava siete nel nostro, slava siete. Domina già ne sperate, ad un esempio, ad un militare, in un soffio. Care stato tutti per noi, per un miloci virata, Isaia, voluto de notte, per un attentato. Per via, per molti, i miei morite, per curare, tutti, e per non si può curare. Slavo sia, come Dio nostro, slavo sia. A noi, per come te, tutti i tolle, con tutti i famosiani, tutti i giorni, i morbondi, a razza, a razza, a Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Cristos a fost, dar nu a fost ținut în spăiță și rechiturile Iona, dar Tău timpul al Cerului ce ai pătimit și propării Te-ai dat, ca dintr-o cămară de chiară a ieșit și a strigat străjerilor, cei ce păziți cele deșarte și mincinoase, mila voastră ați părăsit-o. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, omorât ai fost, dar nu te-ai despărțit cu minte de șocuri pe care le-ai luat, că de s-a fost câștigătoare de om, dar nu câștigătoare de Dumnezeu. Că deși am pătimit firea trupului celui de sărână, Dumnezeirea a rămas fără de pace. Că stricăciunea cea din tine o ai prefăcut de stricăciune și prin înviere ai arătat izvorul vieții celei nestricăcioase. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărățită ai iadul peste neamul omenesc, dar n-a rămas în veci. Că tu puternice, fiind pus în groapă cu palma cea începătoare de viață, ai rupt încuietorile morți și ai propovăduit celor ce dormeau acolo din veac izbăvirea cea nemincinoasă, făcându-te Mântuitorule, cel din tâi sculat din morți. Doamne, 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 crește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Cel ce a înfuiat adâncul s-a văzut mort și cu smirnă și cu giulgiu pășurându-se că mormânta a fost ca un mort. Cel fără de moarte și femeile au venit în lungă cu mine plângând cu amare și strigând. Aceasta este sâmbăta cea prea binecuvântată, pentru care Hristos a dormit, va învia a treia zi. Cel ce cuprinde toate s-a înălțat pe cruce și se tânguiește toată zidirea văzându-l spânzurat golpele. Soarele și-a ascuns razele și stelele și-au tăinuit lumina și pământul cu multă frică s-a clătinat. Mare a fugit și pietrele s-au desficat și morminte multe s-au deschis și trupul de sfinți bărbați s-au sculat, iar sos. Și iudeii s-au vorbit să vânească în pielea lui Hristos. Iar femeile strigat au, aceasta este sâmbăta cea mai binecuvântată, pentru care Hristos a dormit, va învia a treia zi.
Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Negrăită minune, cel ce e băbit cu torpe, glavioși și tineri din văpaie, în mormânt este pus mort, fără suflare, spre mântuirea noastră a celor ce căutăm. Izbăvitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Rănitul s-a iadul, primind în inima sa pe cel ce s-a rănit în coastă, cu surița cea a suspinat, copinuțe de focul ce dumnezeesc, spre mântuirea noastră a celor ce cântăm, Izbăvitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bogat este mormântul că primind în sine pe păcătorul ca pe un adormit s-a arătat dumnezeiască misterie de viață spre mântuirea noastră a celor ce cântăm, Izbăvitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! După obiceiul pentru cei morți a primit punerea în mormânt viața tuturor și a arătat mormântul izvor al învierii. Spre mântuirea noastră a celor ce cântăm, Izbăvitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mâna era Dumnezeirea lui Hristos în iad și în mormânt și nedete despărțită, împreună cu Tatăl și cu Duhul, spre mântuirea noastră a celor ce cântăm, Izbăvitorule, Dumnezeule, bine ești cuvântat! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Spăimântează-te, întrecoșându-te cerurile și să se trafine temeliile Pământului, că iată este sovătit între cei morți, cel ce locuiește într-o înălțime. Și când mormântul mic ca un străin este primit, pe care tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare înălțați, slavă ție, Dumnezeu nostru! Și gol pe Dumnezeu, cel peste toate la cerut și la întâmpat de gând, tine binecuvântat, preot lăudat, popoare prea lăsat, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. O minune nouă, o bunătate, o nespusă lăsată, că de bună voie se cășetuiește cu pământ, cel ce locuiește în bunătime și este unit Dumnezeu ca un neșelător, pe care tine binecuvântat, preot lăudat, popoară prea înălțat, Sfântul Părtești, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Tu ce trebuie pentru mine, Maică, văzându-mă în gloapă pe mine, Fiul Tău, pe care m-ai trămiștit în vârstă și fără de cuvânt, că mă voi spunea și mă voi preasăvi și voi înălța cu slavă ca un Dumnezeu, pe cei și cu credință și cu dragoste, pe tine neîncetanțe. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Într-o străină nașterea ta scăpând de dureri, mai trecut de tine m-a fericit Fiul meu ce spune de încet. Iar Dumnezeul meu, văzându-te mult fără suflare, mă spun și dar ce scoară ca prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mă acoperă pământul voit eu, dar ce înfricoșează portarii iadului, văzându-mă mai îmbrăcat cu haina sugerată a izbândirii, că ucigând ca un Dumnezeu, te vrăjmaș cu crucea, iarăși voi învia, prea Sfântă Născătoare, mântuiește-mă, să te bucure postura, să te veselească toți pământenii, să vrăjmașul, iadul s-a plătat. Femeile cu firul să iasă în întâmpinare, că îi slăvesc pe Adam și pe Eva, cu tot neam și a treia zi, mă învia. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, te miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, te miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu,
și acum și pururea și veci vecilor. Dacă vorbiți, să astăzi să trăim, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatul. Stăpâne, iarăte fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă de putințele noastre pentru Sfânt. Doamne, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Tu, și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Tată nostru care ne ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră care toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, noi iertăm greșitul la noastră. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cerul din creadă. La Ta este mărăția și puterea și slava Tatălui, Tatălui, Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nu te-ai bucur la poate, și în fiind viața cea fără de moarte, atunci chiar l-ai omorât Sfântirea Dumnezeirii. Chiar când ai priapri și morți în cele de desus, toate puterile cere și-au plicat. Să-ți Domnul rețetează și toată Dumnezeu nostru, slavă slavă-ți-e Dumnezeu nostru, slavă-ți-e! Negrăită minune, Cel ce-ai dorit cu cuptor, pentru la fiori în tine, din văpaie, pământ, ce-ai început mort, fără suflare, spre noastră. Acelor ce cântăm în pomitorule, Dumnezeule, Fiului ești, slavă-ți-e Dumnezeu nostru, slavă-ți-e! Rămiți-o ta iadul, rămiți-o în inima ta, pe Iosu, și-a rămiți-o în coasă, Fiului ta. Și a culminat sfârșitul de focul să Dumnezeu spre mântuirea noastră a celor din Sfânt Dispozitorul de Dumnezeu de Fiie și Mântat. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Bogat este mormântul și-a primit în tine pe Părtătorul ca pe un adormit s-a arătat să ne viață și să fie de viață. Spre mântuirea noastră, Domnul, îi cântăm și Sfântitorule, Dumnezeule, 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 Bona era Dumnezeirea Lui Hristos în iarnă și mormântul de temele sfântită împreună cu Tatăl și Dumnezeul spre mântuirea noastră și vă mântuirea cu Dumnezeul Dumnezeu mai fiește și cu Tatăl. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Pământează-te împrecoșindu-te cerurile și se clatine femenile pământului. Că iată e după copitul preții morți, cel că locuiește într-o lăsime și mormânt mic ca un preț a fărțului. Pe care îl vine cuvântat, preot lăudat și popoare te-a înălțat și să fost un preț. Trecat s-a tentul și-l fracurat, dar împreună a ridicat cu ori și cel căzut că al doilea Adam cel că locuiește într-o lăsime s-a făcut la Adam să vizuim până la crămările iadului pe care tine vine contat în preot lăudat în popoare înălțat-l pentru toți vecii. Măgetatea îndrăzneală au simților de Iosif, iar Iosif pe cine Arimatia s-a arătat și mor să văd mor și zbor pe Dumnezeu cel peste toate. Dar pe rând și la îndropat și pe cine tine vine contat în preot lăudat în popoare se-a înălțat. Nouă, o bună tare, o nebună sărăbdare, o nebună voie, de
care suntem binecuvântați și vreau să vă dau în urmoare în alta mai încălătorită, vă rugăm cu care mai bine. Vă voi cula și vă voi trea să vă mulțumim cu mâna așa la lucrarea vă ca un Dumnezeu. Slavă și Dumnezeu nostru, Fără Tine, Plăină nașterea Ta, Părinte, mai zi, iar Dumnezeu meu mă gândește o părăștare la Dumnezeu și să-mi facă o părăștare la Dumnezeu. Mă acoperă pe mult cu voință eu, dar în celui cazul cu care iadul îi văd mai cu haina generală a Iisusului. Sau din tot ca Dumnezeu să-l mară și cum să ia și să-i viață cu părăștare. Se bucure cu cura. Thank you.
nu stați aici, că auziți? Vă le spus ei. Blocați... Vă le spus ei. Am venit să vadă mormântul
Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și îndată s-a făcut cu tremur mare, căci Îngerul Domnului, pogorându-se din cer, și venind a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar Îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus ce răstignit căutați nu este aici, ci s-a sculat, precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo veți vedea, iată cum v-a spus voi. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alegat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici? Iată, Iisus l-a întâmpinat și l-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cumprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus l-a zis: nu vă temeți! Mergeți și spuneți fraților mei că merge în Galileea și acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat banii mulți ostașilor și le-au zis: să spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă vă va auzi acestea la dregător, noi îl vom potoli și voi vă vom dă pace fără grijă. Iar el în panim a făcut cum i-a învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de astăzi.
pe domântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea totul lumea, pentru stătunicia Sfintei Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Biserica aceasta și pentru cei cu credință pe Vlavie și cu frică de Dumnezeu, intre se roagă întânsa Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Pentru n-am ca Sfințitul Arhiepiscopul nostru, Varsanofie, Arhiepiscopul Râmnicului, pentru cinstita preoțime, pentru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos amată, Domnului să ne rugăm. Locașul acesta, țara aceasta, satul acesta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru meșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți, și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Fim izbăviți în noi de tot necazul, mânia, primeștia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne vădește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și fără picioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, din vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat din noi, cu moartea pe moarte căzând, și ce cu moartea pe moarte călcând,
sărbătoarea Învierii Domnului, preacuviosului Cimon Astral, preacucernicului Clerc și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului, har, milă și pace la Hristos, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, la noi părintești și necuvântări, Hristos a înviat. Ca tot să fie una pentru ca cum toți părinte și noi, într-o mine și într-o tine așa și aceștia noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis și slava pe care Tu mi-ai dat-o lor, mi-am dat-o lor ca să fie una pe cum noi și suntem una. Eu între ei și Tu într-o mine, ca ei să fie desăvârșiți cu un nimeni și să cunoască lumea că nu Tu m-ai trimis și i-ai iubit pe ei pe cum ai iubit pe mine. O se spune la Ioan, capitolul 17, versetul 21-23. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți fii și fiice duhovnicești. Întăriți-ne duhovnicește în timpul celor 40 de zile ale postului mare și apoi în săptămâna pătimirilor Domnului, ne-am pregătit cu toții pentru ziua Domnului, pentru ziua cea mare a Învierii, ca trăire a pregustării împărăției cele veșnice ale Dumnezeu, cel înviat din morți. Fiecare săptămână, fiecare zi, fiecare slujbă dumnezeiască din acest binecuvântat post ne reprezintă nouă atâtea șanse de schimbare a vieții noastre, de transformare a modului de a gândi, de a viețui în lume spre a învia cu Hristos și cu Hristos. Sfințirea deșteptăciunii și a scurtimei vieții acesteia trebuie să ne indice pe fiecare dintre noi la adevăratul împărăției sale, ca fiecare să se ridice în ființa sa din mormântul păcatului lumii la învierea noastră a lui Hristos Domnul, ca singura adevăr a lumii să ne conducă pe viața veșnică a sufletului nostru, să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos călăgind cu neapropiata lumina învierii. Sfântul Grigore Palama accentuează în scrierile sale faptul că învierea Domnului ne-a dăruit nu doar învierea duhovnicească, ci învierea trupească reală. Prin o singură învierea Duhului Său ne-a dăruit îndoită înviere, nimicind astfel din moartea sa trupească pe cel ce avea stăpânirea peste moartea sufletului și a trupului, pe amândouă izbăvindu-le din obia aceluia. Potrivit învățăturii Sfinților Părinți ai Bisericii Răsăritene, învierea Mântuitorului este și consecința de plinei unire a firii umane cu cea dumnezeiască în persoana sa, care nu a putut ține în stricăciune firea umană. Trupul cel înviat al Domnului Mântuitorului este astfel pentru fiecare dintre noi și garanția învierii noastre, dar și un izvor de viață duhovnicească. Despre acest efect al învierii Domnului vorbesc Sfinții Părinți ai Bisericii, iar textul liturgic al slujbei Învierii ne aduce mult de lămurit în această privință. Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră seacă făcută cu minuni, ci din izvorul nesicăciunii, cel izvorât din momentul de Hristos, prin care ne întărim. Unitatea firilor dumnezeiască și omenească, în icosul ipostatic, veșnic al Cuvântului Dumnezeu, a făcut posibilă învierea. Umanitatea asumată în persoana Hristos nu a putut fi ținută de barierele Pământului, întrucât era strâns unită cu firea dumnezeiască, împărtășindu-și reciproc însușirile. Aidoma, omul dumnezeiesc, nu poate rămâne rob morții, ci se face împreună părtaș cu Hristos la învierea sa. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu tine cel ce ai înviat. Iubiți fii și fiice duhovnicești, actualizarea unității credincioșilor în biserică se face prin cultivarea iubirii și mai ales prin împărtășirea cu Hristos Euharistic, cu trupul cel răstignit înviat și înălțat la ceruri al Fiului Dumnezeu în omenit și pe noi toți să ne împărtășim dintr-o pâine, dintr-o potir, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea acelui Sfânt Duh. Hristos Domnul se arată după învierea sa din morți Sfinților Apostoli aflați în comuniune, dar mai mult îi face pe aceștia să se adune într-o unitate și în ceasul acela, spălându-se, s-au întors la Ierusalim
și au găsit adunat pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul și s-a arătat lui Simon. Hristos Domnul s-a retinit pe sine și a înviat din mort ca să-i adune pe toți într-o iubire a infinită a sa. Textul liturgic cuprins în mântrenia învierii întărește cuvântul scripturistic, accentuând unitatea credincioșilor într-o învierea Domnului, Mântuitorul nostru, jertfa cea bine jertfită ca un Dumnezeu pe sine însuși, de spună voi, aducându-te Tatălui, ai sculat pe Adam cu toat neamul învii din mormânt. În acest sens, Părintele Dumitru Săniloae a situat faptul că, citesc, Hristos se extinde cu Duhul Său jertfit și înviat din noi, în noi, ca să ne unească și să ne facă asemenea Lui, umplându-ne de aceeași fire a Lui față de Dumnezeu Tată și a Lui Dumnezeu Tatăl în față de El, care este în El. Toată teologia patristică a bisericii noastre dovedește că Duhul cel răstignit și înviat al lui Hristos este temelia adevărată a unității bisericii. Sfântul Atanasie cel Mare fundamentează într-una din scriere sale această învățătură a bisericii, spunând, citesc, deci se spune ca temelie după umanitate, ca și noi să putem fi clădiți pe El ca pietrele prețioase și să ne face templul al Duhului ce locuiește cu noi. Și pe cum este temelia la noi pietrele prețioase, clădite pe El, așa este iarăși Fiul, iar noi semnătițele, unitatea, nu după ființa Dumnezeirii, căci aceasta este cu neputință și după umanitate. În acest sens, Hristos Domnul ne-a lăsat cu Dumnezeu cel răstignit și înviat, ca împărtășindu-ne din El, să ne împlinim viața noastră cu al lui Dumnezeu, să devenim tot mai vii, tot mai înviați cu El. Împărtășirea rară sau sporadică în viața noastră cu trupul lui Hristos nu face altceva decât să altereze comuniunea noastră cu Dumnezeu și chiar să rupă unitatea noastră în biserică. Prin păcatele noastre, prin îndepărtarea de Sfântul Potirii, de fiecare dată rupem această unitate dintre noi și biserică, slăbind viața noastră duhovnicească, împuținându-ne tot mai mult puterile sufletești, căci numai trupul cel răstignit și înviat al Domnului este cel care face să subzistăm duhovnicești. În trupul euharistic rămânem în biserică. Așadar, iubiții mei, fii și fiice duhovnicești, cu părintească dragoste, vă îndemn de fiecare dată să vă apropiați cu smerenie de trupul cel înviat al lui Hristos, după ce v-ați pregătit timp de 7 săptămâni de post, milostenie și rugăciune, primind dezlegare la duhovnicii voștri prin Sfânta Taină a Spovedaniei. Nu amânați timpul de întâlnire cu Hristos, nu vă îndepărtați prea mult de Sfântul Potir. Sfânta Euharistie este pâinea vieții, este acea pâine din care, dacă mănâncă cineva, nu moare, cum se spune la Ioan, capitolul 6, versetul 51. Este hrana care ne face să pregustăm la modul cel mai real împărăția lui Dumnezeu. Paștele cele sfințite astăzi nouă s-au arătat. Paștele cele nouă și sfinte, Paștele cele taină, Paștele cele preacinstite, Paștele Hristos Izbăvitorul, Paștele cele fără de prihană, Paștele cele mari, Paștele credincioșilor, Paștele care au deschis nouă ușile Raiului, Paștele cele care sfințesc pe toți credincioșii. De aceea, în toată vremea și tot ceasul, să ne pregătim și să ne arătăm prin viețuirea noastră cu adevărat ca trăitori în unitatea bisericii, adică în trupul cel înviat al Domnului. Să apărăm cu tărie dreapta credință, să arătăm prin dreapta lucrare că suntem modele vii pentru copiii noștri, să fim cu adevărat stâlpii de apărare a bisericii, pentru că Hristos cere de la noi lucrul acesta. Să nu fugim din fața chemării pe care Dumnezeu nu face, că îți agonisim o sânda sufletelor noastre.
să ne întoarcem mai mult cu fața către Dumnezeu, să ne aplicăm mai mult genunchii noștri la rugăciune pentru neamul nostru, pentru patria noastră, în aceste zile de sărbătoare, amintindu-ne că strămoșii noștri s-au jertfit pentru realizarea unității, unirea cea mare de acum un secol. Suntem datori să păstrăm această unitate de credință, de neam, care a fost obținută prin mari jertfe și să ne rugăm bunului Dumnezeu pentru unitatea în dreapta credință și în dreapta păstuire. Iubiți părinți, preslăvitori creștini, vă reamintim în fiecare an că în ziua de 22 aprilie, în duminica a treia după Paști a Mironositilor, prăzduim aducerea în oltenia a moaștelor Sfântului Ierarh al Ingla Cernica, arhiepiscopul Râmnicului. Sărbătoare și o are o sănătate deosebită pentru această evanghie, întrucât acest Sfânt Ierarh este cel care a reptitorit și a întărit ca nimeni altul viața duhovnicească din acest ținut binecuvântat de Dumnezeu. Vă așteptăm la Catedrala Arhiepiscopală Sfântului Ierarh Nicolae. În această zi, spre a ne ruga împreună cu Bunul Dumnezeu, ca pentru rugăciune Sfântului Ierarh a venit la Cernica să ne întărească pe noi în viața duhovnicească și să ne primim binecuvântare la Dumnezeu, noi și familiile noastre. Ne rugăm ca acest slăbit praznic al bisericii noastre, pe care Dumnezeu l-a făcut, să ne veselim și să ne bucurăm în El, ca Hristos Domnul să învia din mort, să răsândească în sufletele, inimile și casele tuturor lumina cea veșnică a învierii sale, care să vă binecuvinteze cu pace, cu sănătate, revărsând harul său cel bogat asupra noastră, spre împreuna bucurie și lucrare în unitatea bisericii sale. Hristos a înviat! Al vostru al tuturor, de tot binevoitor către Hristos Domnul, cel înviat din mort, rugător, v-aș să nu fie arhiepiscopul Râmnicului. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Mă alătur și eu cuvintelor frumoase a n-am prea simțitul arhiepiscopului. V-aș să nu fie arhiepiscopul Râmnicului, de a vă ura și eu sărbători pascale binecuvântate, pline de sănătate, spor în toate și cu mult folos duhovnicesc. De asemenea, vreau să vă spunem că vă așteptăm și vă invităm la slujba care se săvârșește în această noapte, Utrenia și Sfânta Liturghie. Pentru cei care nu pot să rămână, îi așteptăm la ora 3:30-4 astăzi pentru a primi pâine binecuvântată numită Paști. Dar pentru cei care nu pot să vină la această oră, astăzi începând cu ora 12, cum vă face a doua înviere sau în slujba Ducernii. Hristos a înviat, la mulți ani, să fie ziua de astăzi. Hristos a înviat din morți, cu mărtea pe moarte călcând, și celor de morminte viață dar ruindu-ne. Hristos a înviat din morți, cu mărtea pe moarte căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veinice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veinice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie. Ridicați căpetenile porțile voastre și vă ridicați porțile veșnice
și va intra împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul cel tare, cel puternic, Domnul cel tare războaie. Hristos ar fi amat din moș, cu moartea pregoartă încărcând. Din felul ei morită, viața la Thank you.